Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi o să vorbim despre, în general, despre o trecere în revista unor terapii alternative, dar o să ne axăm mai mult asupra fitoterapiei, despre care o să vorbim în partea a doua emisiunii. Și am invitat în studio o prietenă veche, care nu a mai fost de mult la noi în studio. Bine ai venit, Cristina Veșteu. Veche, dar sper că nu învechită. Nu învechită. Ca să facem și o glumă. Da. Da. Deci Cristina Veșteu, pe care o cunoașteți fiind profesor la Școala Posticială de Farmacie. Nu mai predau momentan, nu mai predau, doar așa lucrez știa. Într-o farmacie. Deci lucrez ca farmacist. Da. Da, o să vorbim întâi despre mai multe terapii și o să poate le luăm așa pe rând câteva mai importante sau de fapt toate sunt importante, dar pe care le-am găsit și noi răsfoind internetul sau anumite cărți și o să spun la început că în istoria medicinii sunt puțini oameni care au venit cu idei inovatoare sau cei care au venit au fost întâmpinați cu reticență, nu au fost bine primiți. Deci idei de reformatoare întâmpină întotdeauna piedici și majoritatea medicilor aplică ceea ce au învățat în medicină, ceea ce scrie în tratate. Și mai noi se învață ceea ce li se predă în sistemul. Învață ce se predă și numai puțin care mai caută și în ce a mai apărut nou sau în alte terapii care se folosesc astăzi. Pentru că sunt poate sute sau mii de terapii alternative sau complementare, dintre care sunt câteva care sunt foarte cunoscute, iar altele mai puțin. De exemplu, mai cunoscute așa ar fi acupunctura, ar fi masajul, ar fi chiar unele tehnici sau chiar majoritatea tehnicilor din yoga, din tai chi, din qigong, din tot felul de discipline spirituale care tratează și sănătatea, nu numai mintea, și corpul fizic, și mintea, și spiritul. Dar să le luăm așa, de exemplu, acupunctura tratează prin echilibrarea meridianelor energetice. Cu ajutorul unor ace care le folosim în anumite puncte pe meridianele de acupunctură și fac să curgă energia, nu? Mintea noastră materialistă nu reușește să înțeleagă foarte clar acțiunea, de exemplu, a acupuncturii. Cum niște ace pot să mă trateze pe mine. Da. Este vorba aici și de o anumită cultură. E vorba de cultura occidentală față de cultura orientală. Și aici pornim, de fapt, de la niște principii. Cum vedem noi viața? Cum vede viața cultura occidentală, care este îndreptată mai mult spre o concepție materialistă și imediat următoare? Adică ne bazăm pe ceea ce vedem, pe ceea ce percepem cu simțurile noastre fizice, pe când medicina, mai bine zis, cultura orientală se bazează, între ghilimele zis, și pe ceea ce nu se vede, pe ceea ce se ascunde în spatele tuturor lucrurilor. Deci pe cauze, în general. Da, pentru că boala intervine. Are o privire holistică față de cultura occidentală, care vede mai mult dintr-o perspectivă analitică, pe când cultura orientală pornește de la principiul holistic, sintetic, și nu analitic. Făcând o paralelă cu acupunctura, nu putem spune că există, tot bazate pe acțiunea asupra meridianilor, asupra punctelor de acupunctură și prin presupunctură sau prin anumite tehnici de masaj, cum ar fi, de exemplu, masaj shiatsu, care tot la fel acționează. Da, sunt multe metode de masaj, nu o să le luăm în amănânțime acum. Să revenim totuși la medicina noastră actuală, care se practică în viața de zi cu zi. Medicina, așa zis, oficială.
Medicina noastră se bazează foarte mult, în primul rând, pe terapia medicamentoasă, bazată, și când vorbim de terapia medicamentoasă, vorbim de substanțe chimice sintetizate în industrie, și de cealaltă parte, terapia chirurgicală. Aceste două tipuri de terapii au rezultate spectaculoase. Și, de fapt, dezvoltarea acestor două ramuri principale din medicină urmează, de fapt, să zicem așa, dezvoltarea societății noastre, care se bazează foarte mult pe realitatea noastră imediată. Nu degeaba se zice că suntem în secolul vitezei. Fiind în secolul vitezei, ne așteptăm ca și terapiile aplicate să aibă efect imediat. Nu? Substanțele medicamentoase au acțiuni spectaculoase. Știm, toată lumea știe, nu? Chiar de la televizor și de la multe filme care se bazează pe intervențiile spectaculoase ale medicilor în situații de urgență, nu? În situații de urgență avem un stop cardiac, avem un stop respirator, da? Avem un șoc anafilactic cu o simptomatologie foarte zgomotoasă și medicul, specialiștii noștri intervin cu substanțe care imediat scot organismul din starea aceasta de urgență și de moarte iminentă, nu? Cazurile de salvare a vieților prin apelarea la substanțele medicamentoase este spectaculară, nu? Totuși, trebuie să recunoaștem că medicina bazată doar pe substanțele chimice de sinteză, știm foarte bine că principalul dezavantaj pe care îl prezintă este prezența nenumăratelor reacții adverse pe care organismul le manifestă în contact cu aceste substanțe medicamentoase care sunt foarte potente. Cred că toată lumea a auzit de acțiunea adrenalinei, de acțiunea hemisucinatului de hidrocortizon, da? Și sunt nenumărate substanțe care au acțiuni foarte puternice, da? Și sunt în stare să amelioreze sau chiar să suprime un simptom care ne amenință viața. Deci, din acest punct de vedere, putem spune că medicina a evoluat. Dar, de cealaltă parte, sunt aceste medicini complementare, și astăzi o să vorbim mai mult despre fitoterapie, care cumva, din anumite puncte de vedere, am putea spune că sunt văduvite, între ghilimele spus, mai ales din perspectiva faptului că, și acum o să deschid o paranteză, lucrez în domeniul farmaceutic de foarte mulți ani. La un moment dat mi-am pus problema, oare de ce pe lista de medicamente compensate și gratuite nu se află măcar câteva plante medicinale? Mi-am pus eu problema la un moment dat. De ce pe lista aceasta de... Noi când mergem la medic, medicul, chiar dacă ar vrea să prescrie, eu știu, și niște plante medicinale, se află concepția aceasta generală că mă duc la medicul de familie și trebuie să-mi prescrie ceva care să-mi compenseze, adică să nu plătesc integral acea medicație. De ce? Pentru că eu plătesc la rândul meu asigurările de sănătate și datorită acestui fapt, eu vreau un medicament care să fie mai ieftin sau eventual cât mai gratuit. Da? Ei, și atunci medicul este obligat să consulte lista de medicamente compensate și le va prescrie pe acelea cu precădere. Da? Bineînțeles, asta nu este o generalitate, sunt numeroși medici care prescriu și medicamente naturale, prescriu chiar și plante medicinale, dar aceștia sunt destul de puțini. Dar să nu se înțeleagă că noi facem reclamă pentru plante nici sau pentru plante, alte terapii alternative. Eu mi-am propus să vorbesc despre avantajele și dezavantajele fiecărui tip de, de terapii. Care este avantajul și dezavantajul terapiei cu medicamente? Care sunt avantajele și dezavantajele fitoterapiei? Pentru că fiecare are și avantaje și dezavantaje și cunoscându-le, noi putem alege în cunoștința de cauză. Da, iar persoane în funcție care de ceea ce urmărim. Persoane care urmează tratamente
naturiste, să spunem așa, sau terapii alternative, să meargă totuși la medicul specialist de familie. Pentru că sunt anumite, pot să fie anumite plante care în combinație cu anumite medicamente dau reacții adverse. De exemplu, pot să crească tensiune arterială sau pot să producă alte probleme, pot să mărească viteza sângelui, adică să subțieze sângele și nu este bine în anumite cazuri, nu? Mintea noastră occidentală este obișnuită să împartă lucrurile în bune și rele, să le cumva să fie o dihotomie între un lucru. Atunci când alegem un lucru, noi zicem ăsta e bun, ăsta e rău, când de fapt ar trebui să privim în ansamblu situația. Un exemplu foarte concret, da? A trebuit să vin aici acum la emisiune. Dacă în urmă cu vreo oră, din anumite motive, m-ar fi apucat o durere de stomac, să zicem, sau o durere de cap, ce credeți? Că m-aș fi dus la o plantă medicinală sau un medicament care... Aș fi luat obligatoriu un medicament cu acțiune imediată, cu efect imediat, pentru ca pe mine să mă pună în stare de funcțiune. Da? Dar dacă aceste dureri de stomac sau de cap sau eu știu ce durere am eu persistă în timp, apelarea doar la terapia medicamentoasă în timp poate duce la anumite dezavantaje. Și în primul rând că medicamentele care conțin substanțe chimice de sinteză au acțiuni imediate și ameliorează simptomatologia imediat, dar nu acționează asupra cauzelor. Și am vorbit și cu alte ocazii și o să reamintim și astăzi următorul aspect. Boala care se manifestă acum în clipa de față cu o anumită simptomatologie are cauze în timp, are cauze mult în timp și este vorba în primul rând de atitudinile greșite și de emoțiile destructive pe care noi le întreținem de-a lungul vremii. La un moment dat, organismul nostru cedează. Să luăm un exemplu concret, da? Dați dumneavoastră exemplu de o emoție destructivă, negativă. Eu știu, invidia, gelozia, frica, da, haideți să luăm... Cea mai puternică emoție. Emoție destructivă, da? Noi dacă întreținem permanent și din ce în ce mai des atitudini de frică, în caz de urgență, atunci când apar primele simptome de frică, organismul nostru este capabil și are mecanismele de reechilibrare, astfel încât să nu se producă neapărat o boală de la o simplă emoție de frică, nu? Când apare frica, știm că apar tot felul de fenomene, da? Crește ritmul respirator, crește ritmul cardiac, da? Apar transpirații. Deci observăm și toată lumea știm că există o foarte strânsă legătură între fenomenele fiziologice din corpul nostru fizic și emoțiile. O emoție imediat va da și anumite reacții în corpul nostru fizic. Deci, revenim la idee. Dacă apare, să zicem, o emoție negativă, organismul nostru se reechilibrează. Dar dacă aceste emoții negative sunt întreținute din ce în ce mai des, la un moment dat organismul nostru cedează, da? Deci mecanismele de reechilibrare sunt depășite, în acest caz apar și se instalează și simptomatologia caracteristică, nu? Cum am dat exemplu, să zicem așa, de frică sau de, eu știu, nu ne simțim iubiți și așa mai departe. La un moment dat, inima noastră cedează și apare hipertensiunea arterială, o boală care persistă în timp. Și atunci noi venim în principal cu medicamentele de sinteză care să ne mențină tensiunea arterială în timp. Când, de fapt, atitudinea corectă este ca, pe lângă tratamentul medicamentos instituit corect de către medic, dacă nu acționăm și asupra atitudinilor noastre și asupra emoțiilor noastre ca să le corectăm în timp, ne vom baza, nu până la sfârșitul vieții, vom îngurgita substanțe chimice de sinteză. Deci, ceea ce vreau să spun este că medicina clasică, convențională, tratează simptomele și la fel și fitoterapia sau alte terapii, cu toate că sunt și terapii care acționează asupra cauzilor, direct.
dar sunt mai puține cele care acționează asupra cauzilor și astea ar fi mai mult psihologice, nu? Zic eu așa, că prin se poate, deci psihologic sau psihiatric se poate trata o boală. O boală mai ales în ceea ce privește emoțiile negative, sentimentele negative. Pentru că, cum spuneam și în alte emisiune, stresul este responsabil de cele mai multe boli, de majoritatea bolilor. Și stresul ce înseamnă? Înseamnă emoțiile negative pe care le-am reprimat sau le-am suprimat noi și nu le lăsăm să se manifeste sau mai bine ar fi să fim conștienți de ele ca să putem scăpa de ele. Da. Adică, în esență, stresul reprezintă un anumit factor perturbator în homeostazia noastră, adică o modificare în ritmul nostru, să zicem așa, cotidian, nu? Un eveniment nou care apare, chiar dacă nici nu contează dacă acel eveniment este, va avea în final consecințe pozitive sau negative, însuși faptul că există o situație, altă situație decât cea cu care suntem noi obișnuiți, produce stres. Totuși să nu dăm vina numai și numai pe stres, există și așa numitul eustres. Fără stres, de fapt, dacă stăm bine și ne gândim, fără un anumit tip de stres, adică fără anumite presiuni din exterior care să ne modeleze pe noi acțiunile, nu? Nu am putea trăi dacă stăm bine și ne gândim. Nu am putea trăi, dar stresul sau frica este principalul factor care ne îndepărtează de pericole. Pentru că atunci organismul intră în starea asta de luptă sau fugi, nu? Dacă n-ar fi, atunci n-am fi capabil să luptăm sau să fugim. Pentru asta este foarte bun. Nu, mă referam că dacă nu ar fi niciun eveniment care să ne stimuleze, pentru că stresul, stresul, da, așa numitul stresul pozitiv, poate să fie motivație, deci să avem o motivație, da, nu stres, da, care să ne facă să acționăm într-o anumită direcție. Da, am vrut să spun că stresul nu este întotdeauna doar negativ, da? Există stres, înseamnă o anumită presiune din exterior, da. Ceea ce vreau să spun iar, ar fi ideal ca nimeni să nu mai ia niciun medicament, să fie toată lumea sănătoasă și, cum spunea Hipocrate, părintele medicinii, spunea că alimentele voastre să fie medicamentele voastre. Acesta ar fi ideal. Da. Deci să nu facem abuzuri de niciun fel ca să nu ne îmbolnăvim și să trăim într-o stare de armonie, fără stres. Asta ar fi armonie, ideal. Asta și înseamnă sănătate, nu? Da. Sănătatea înseamnă armonie și echilibru. Atunci când acest echilibru se rupe, nu? Apare boala și în final, de fapt, ar trebui să facem distinția între ce înseamnă boală și ce înseamnă și simptomatologia prin care se manifestă boala, pentru că uneori se face confuzie între aceste două. Un exemplu concret, chiar și în popor există se spune atunci când îți este antipatic cineva, da? Sau ai sentimente de invidie față de acel cineva, se și spune are boală pe acea persoană, adică nu poate să o suporte. Prin cuvântul boală, spunând cuvântul boală în acest caz reflectând atitudinea negativă, nu? Se zice, are boală pe acea persoană. Chiar dacă acea persoană, dacă la început, nu poate să manifeste simptomatologia. Chiar dacă are boală pe o anumită persoană, nu se manifestă încă simptomele caracteristice unei boli. Nu-l putem considera bolnav. Noi vorbim despre boală atunci când apare un anumit tip de simptomatologie, atunci când ne doare, atunci când și corpul fizic reacționează în mod zgomotos și persistent la atitudinile noastre greșite. Dar când spui că are boală pe o anumită persoană, chiar această boală poate să apară din cauza a ceea timp, ce face, în nu? În timp, sigur că pentru da, că se întoarce, ceea ce face se întoarce înapoi la persoana care face. Și cunoaștem nenumărate cazuri de îmbolnăviri datorită unui eveniment tragic. Nu? Da. Acum să
facem în continuare o trecere de vizită a altor terapii alternative și una ar fi homeopatia, care este foarte cunoscută și care, nu știu, am auzit într-un timp că voia să fie, să fie interzisă, deci erau discuții. Părerile sunt împărțite, da. Pentru că... Na, probabil că există aici anumite tipuri de interese pe care nu le cunoaștem noi neapărat, dar le putem deduce. Nu? Da, este o metodă care, în fine, este o întreagă știință în homeopatie, care spune că asemănătorul tratează asemănătorul, nu? Deci trebuie să ai ceva care să-ți provoace la scară mai mică ceea ce ai tu la scară mare. Da, acest principiu se numește similia similibus curantur, adică ceea ce este asemănător vindecă, pe când în alopatie există preceptul celălalt, contraria contrariis curantur, adică ceea ce este contrar vindecă. Deci sunt principii opuse și acum fiecare le-a pe care... Noi așa le considerăm, principii opuse, când ele de fapt sunt principii complementare pe care ar trebui să le integrăm în terapia noastră. Dacă le privim așa, da. Eu lucrez la o farmacie unde, bineînțeles, se consumă în principal medicamente alopate, dar să știți că există suficient de multe cereri și pe medicamentele homeopate. Uh-huh. Și homeopatia, trebuie să recunoaștem... Aveți la farmacie și homeopatie? Da, avem și remedii homeopate și dacă sunt cerute, înseamnă că nu au... au efect și sunt valabile. Chiar dacă noi, de exemplu, la școală nu am studiat foarte mult despre homeopatie, dar există mulți specialiști, nu, în acest domeniu. Da. Și nu trebuie respinsă homeopatia, chiar dacă la prima vedere funcționează pe niște principii opuse, cum a zis dumneavoastră, da, față de medicina alopată. Da, acum sunt și anumite terapii în care oamenii nu prea au încredere și zic că nu are efect. De exemplu, dau câteva exemple. Meloterapia, cromoterapia, terapii cu gonguri aceste și boluri tibetane. Aceste terapii complementare au efect în cazul persoanelor care cred în aceste terapii. Da. Este principiul placebo, nu? Marele vindecător al omenirii, ce zicea? Totuși au efect credința... și chiar dacă nu crezi, dar mai mic. Au un efect mai mic. Da. Pentru că nu sesizăm. Un efect de relaxare, de fapt, primul noi rând. Noi nu avem acest exercițiu al interiorizării și nu vom recunoaște aceste efecte dacă nu suntem obișnuiți să le cultivăm. Nu? Da. Alte terapii ar mai fi, de exemplu, ventuze, lipitori. Lipitori, da. Pentru că au același efect. Scot toxine din organism, nu? După aceea, apiterapia. Da, iarăși o... Da, cristaloterapia, ar fi tratament cu bioenergie, sunt persoane care au energie și pot să dea și la alții, sau o primesc într-o sursă și o dau mai departe. După aceea, biorezonanța și multe alte terapii de felul ăsta, dar... urmează o pauză de publicitate și o să revenim cu fitoterapia. O să vorbim despre plantele medicinale principal. Da, mulțumim! Am revenit în partea a doua a emisiunii și o să vorbim despre plantele medicinale folosite ca remedii. Aceste remedii constituie probabil cea mai folosită formă de medicină alternativă, nu? Deși plantele, cea mai folosită și cea mai veche. Deși se folosesc de multă vreme, chiar... Plantele au apărut înaintea omului. Da. Ele, un număr mic de plante se cunosc în amănunt ce efecte pot avea. O parte din plante încă se mai caută, nu se știu efectele lor. Cu toate că fiecare plantă ar trebui să aibă efecte. În medicina populară se cunosc
efectele da. Multor plante. În medicina chinezească se folosesc foarte mult plantele medicinale. Și homeopatia are și foarte multe remedii pe bază de plante. Ei folosesc mult plantele aromatice și condimentele și în India la fel se folosesc condimente foarte mult, care, nu știu, încălzesc la organismul, regiunea abdominală mai mult, nu? Și se face o digestie mai ușoară. Depinde de tipul de plantă folosit, sigur. De asemenea și... altele răcesc zona abdominală. Da, sunt și plante care răcesc și plante care... Și aici se studiază în Ayurveda, despre care n-am pomenit. Se studiază foarte mult. Intens și foarte profund acțiunea plantelor. Și tu ai făcut și cursuri de Ayurveda? Da, pe vremea facultății mele, da, am făcut. Din păcate nu am avut posibilitatea să continui, dar nu este prea târziu. Așa că o să ai ce spune despre... Ca să înțelegem mai bine acțiunea plantelor medicinale, am făcut așa o mică, o să fac o mică paralelă între acțiunea medicamentelor față de acțiunea plantelor medicinale, nu pentru a le exclude una pe cealaltă, ci tocmai pentru a le îngloba atunci când ne hotărâm la ce tip de terapie să recurgem. Ele pot fi foarte bine folosite și împreună. Da? Deci această comparație nu am ales să o fac decât ca să înțelegem mai bine cum funcționează un anumit tip de terapie față de cealaltă și nu pentru a le exclude. Da? Am precizat acest lucru încă de la început. Haideți să ne gândim. Fitoterapia față de terapia convențională, hai să zicem alopată, bazată în primul rând pe acțiunea substanțelor chimice de sinteză, așa zise medicamente, nu? Noi când ne gândim la medicamente, de fapt vedem o cutie pastile și fiori comprimate de sau eventual siropuri, da? Vedem deja o cutie pe care o cumpărăm de la farmacie. Haideți să ne gândim, da? Vorbim despre plantele medicinale cumva versus în paralel, da? Dar se găsesc și în farmacie acum plante medicinale. Sigur că da. Haideți să ne gândim. Deci, în primul rând că plantele medicinale au existat dintotdeauna, da? Au apărut chiar înaintea omului, pe când medicamentele, istoria sintezei de medicamente nu are mai mult de 100. Este relativ recentă, da? Medicamentele au o istorie de 100 de ani, pe când fitoterapia are o istorie de mii de ani, da? Asta comparativ. Asta nu înseamnă neapărat că una, repet, este mai valoroasă decât cealaltă, depinde de scopul pe care îl urmărim. Și dădeam un exemplu de următorul lucru. Dacă există o simptomatologie zgomotoasă și am nevoie de un efect imediat, apelez la substanțele medicamentoase de sinteză. Nu înseamnă că nu există și foarte multe plante care au acțiuni imediate. Dezavantajul principal în ceea ce privește substanțele chimice, adică mai ales principiile active care se găsesc în plante față de principiile active sau substanțele active din medicamente, este faptul că în plante nu se cunoaște dozajul exact al substanței respective. Atunci când am o funcție fiziologică dereglată, am nevoie neapărat ca substanța activă pe care o folosesc pentru reechilibrarea acelei funcții fiziologice să fie dozată exact. În medicamente avem dozajul exact al unei substanțe medicamentoase. Pe când, într-o plantă pe care o folosim, nu putem să-i determinăm, adică putem să-i determinăm concentrația în substanțe active în urma analizei de laborator. Pe când medicamentul este deja gata preparat și cunoaștem exact dozajul substanței respective. În schimb, trebuie să recunoaștem, știți, acum una față de cealaltă, medicamentele în același timp au și foarte multe reacții adverse. Față de folosirea plantelor medicinale, și vorbim aici de plantele medicinale obișnuite, nu ne ducem în plantele psihotrope, da?
cunoaștem foarte bine, da? Să amintim numai de marihuana, cânepa și așa mai departe, mătrăguna, sunt o mulțime sunt de plante care induc o stare alterată de conștiință. Da? Sau un exemplu de plantă cu acțiune, da, ayahuasca. Mă gândesc acum la crușin, să dau exemplu crușinului. Da. Crușinul este o plantă suficient de des uzitată în constipație, da. Conține niște antraderivați care au o acțiune puternică asupra organismului. Și există nenumărate plante care au și ele reacții adverse. Dar marea majoritate a plantelor pe care le folosim în sens curent, da, vorbim de mentă, mușețel, sunătoare, sovâr, tătăneasă și așa mai departe, aceste plante, chiar dacă le mărim doza, adică nu le folosim în dozajul corespunzător, folosirea lor nu este periculoasă. Plantele medicinale sunt unele, obișnuite... Sunt unele care sunt otrăvitoare, care se folosește ca... Le-am exclus din această expunere. Plantele otrăvitoare se cunosc foarte bine, au și ele un regim special de folosință. Dar vorbim de plantele obișnuite, pe care le folosim zi de zi. Plantele medicinale nu obișnuite nu au reacții adverse spectaculoase, pe când medicamentele, chiar și un medicament care se folosește des, da? Luăm exemplul aspirina și paracetamolul pe care le cunoaște toată lumea. Aceste medicamente folosite în timp îndelungat au, și nu neapărat timp îndelungat, au nenumărate reacții adverse. Da? Deci când vorbim de reacții adverse, aici să zicem că există un anumit punct în minus la medicamente față de plantele medicinale. Iarăși un aspect interesant este faptul că un medicament conține o singură substanță activă, da? O singură substanță medicamentoasă cu efect terapeutic, pe când în plantele medicinale există nenumărate structuri chimice care acționează asupra organismului. Există așa numitul complex fitoterapeutic, o multitudine de substanțe care au efect asupra organismului. Da? Bun. O altă deosebire principală este faptul că o substanță chimică sintetizată în industrie are un anumit tip de vibrație pe care o putem numi artificială, nu? Față de substanțele, principiile active pe care le găsim în plante și care ele au o vibrație, să-i spunem așa, naturală. Da? Medicamentele sunt sintetizate în industrie de către mintea omului și ca să le putem sintetiza există nenumărate procedee chimice de sinteză, pe când în plantele medicinale cine sintetizează sau în urma cărui proces se sintetizează nenumăratele principii active din plante. Aici vorbim despre fotosinteză. Ia să ne gândim ce înseamnă fotosinteza, da? Fotosinteza. O plantă sintetizează nenumărate și când vorbesc de nenumărate, vă mărturisesc sincer că cei care studiază plantele medicinale, o plantă este capabilă să sintetizeze extraordinar de multe substanțe chimice. Adică multitudinea și complexitatea lor este impresionantă pentru mintea noastră omenească. Noi, ca să sintetizăm o moleculă foarte simplă, depunem eforturi extraordinare doar ca să îi determinăm structura, pe când planta medicinală este capabilă să sintetizeze substanțe foarte complexe din punct de vedere al structurii chimice, iar ca o plantă să sintetizeze aceste substanțe, ce are nevoie? Formula fotosintezei. CO2, adică dioxid de carbon, plus H2O, adică apă, tragem săgeata, pe săgeată ce scriem? Lumină, da? Energia fotonică, și rezultă prima substanță care se sintetizează este glucoza. Și de aici începând apare o serie întreagă de cascade, de linii de sinteză, în urma cărora se sintetizează în final foarte multe structuri chimice. Deci,
ca principiu, ce putem considera noi că este o substanță naturală? Este, de fapt, lumină condensată într-o structură chimică, nu? Avem lumina pe care o putem considera structură informațională, nu? Planta, planta este capabilă să transforme această informație, adică să transforme lumina în substanță organică, adică în materie, nu? Ceea ce este extraordinar dacă stăm să ne gândim că o plantă medicinală este capabilă să, în urma fotosintezei, să sintetizeze ceea ce omului este foarte greu să sintetizeze o simplă moleculă chimică. Da, eu nu știu prea mult în legătură cu plantele, pentru că, nu știu, n-am folosit niciodată ceaiuri, eu am folosit alte metode de vindecare, dar am cumpărat de la... Da. Fafar sau de la alte, de la farmacie, plante pentru soția mea, dar nu au efect la ce are ea, la probleme, hipertensiune, la, eu știu, la glicemie, la efecte, nu se cunosc, cu toate că sunt recomandate. Să știți că există boli, să ne gândim doar la bolile de ficat. Bolile de ficat, nu există medicamente pe bază de substanță medicamentoasă sintetică care să trateze ficatul. Majoritatea hepatoprotectoarelor sunt pe bază de plante medicinale. Este vorba de, vorbim aici de silimarină, de anghinare și de tot un fitocomplex care acționează asupra ficatului. Nu s-a descoperit încă o substanță chimică de sinteză care să trateze problemele ficatului. Pentru că ficatul trebuie dezintoxicat. Da. Și de fapt, ficatul are capacitate de regenerare și plantele medicinale folosite în tratarea bolilor de ficat, medicina nu poate, între ghilimele, să se laude că a găsit un medicament care să trateze ficatul. Ficatul se vindecă singur. Noi trebuie să doar să-i dăm posibilitatea printr-un regim care este tratamentul în hepatită. În primul rând, regimul. Noi dacă printr-o alimentație corespunzătoare oferim posibilitatea organismului, în speță a ficatului, să se refacă, el se reface singur. Deci când vorbim de terapia medicamentoasă, vorbim de tratarea simptomelor. Când vorbim de vindecare, de fapt vorbim de autovindecare. Pentru că organismul este capabil să se vindece. Întotdeauna organismul știe mai bine cum să se vindece decât orice carte de medicină, decât orice savant medic. Organismul nostru știe mai bine ce să facă ca să Eu se vindece. Cred că, fiindcă ai vorbit de ficat, cred că ficatul se poate vindeca și prin post. Sigur că da, pentru că este ideal. Îi creez condițiile să se refacă singur. Da, da. Să ne gândim doar la o simplă julitură, nu? Ne avem o simplă rană, nu? Până la urmă nu se cicatrizează rana respectivă. Cine m-a ajutat să vindec? Organismul și-a cicatrizat, nu, leziunea respectivă. Medicamentele pe care le aplicăm noi, nu, vorbim de dezinfectante sau de antibiotice, ele fac doar ca, în cazul unei leziuni, să nu se agraveze situația prin acțiunea microbilor, nu? Avem celebrele cicatrizante, în primul rând, au doar acțiune antibacteriană, iar celelalte substanțe, bineînțeles, ajută la cicatrizarea unor răni, dar nu sunt ele, nu ele propriu-zis provoacă cicatrizarea rănilor respective. Cunoști persoane care s-au vindecat cu ajutorul plantelor sau poate chiar tu ai avut experiență de felul ăsta? Da. Povestește puțin din experiența proprie. Acum, de curând, de exemplu, mama mea, o să o dau exemplu de pe mama și apoi am să iau și exemplul meu. Mama mea suferă de câtva timp de anumite dureri de cap. A luat mai multe tipuri de medicamente până când s-a săturat, nu a luat foarte multe pentru că ea oricum nu prea crede în medicamente. În schimb, i-am oferit un medicament pe bază de plante și le-am dat să le ia câteva zile, cam într-o săptămână s-au ameliorat simptomele. Urmează să vedem dacă s-au și rezolvat migrenele respective și i-am oferit un medicament care conține doar extracte vegetale.
În cazul meu, că veni vorba tot de migrene și m-am legat de lucrul acesta, pe vremea adolescenței mele eu am suferit îngrozitor de dureri de cap și luam algocalminul, nu exagerez când spun că luam algocalminul ca pe o bomboană, adică o țineam în gură până se topea și pentru mine, de exemplu, gustul algocalminului pe care și acum mi-l aduc aminte, devenea de acum dulce în loc de amar. Pentru mine nu mai era amar. Asta era situația pe vremea liceului. Ulterior, după ce am la facultate, când am descoperit Ayurveda și nu numai Ayurveda, trebuie să recunosc că am aplicat și alte metode, nu doar fitoterapia. La un moment dat am urmat un tratament pe bază de plante medicinale cu plante administrate sub limbă, care mi-au ameliorat în mod vizibil nu doar durerea de cap, mi-au reglat și sistemul digestiv, pentru că migrenele porneau de fapt de la bilă și de la ficat și de la hiperaciditatea. Așa, un exemplu foarte concludent, pot să vorbesc despre obligiană, care mie personal mi-a reglat hiperaciditatea și ulcerul, dar în timp, rezolvarea nu a fost definitivă, în sensul că ulterior, peste câțiva ani, adică să nu ne închipăm că terapia cu plante medicinale durează veșnic, plantele acționează într-adevăr asupra atitudinilor noastre psihoemoționale, ne pot ajuta. În primul rând, plantele medicinale nu acționează doar prin intermediul substanțelor chimice de sinteză. O acțiune importantă a plantelor medicinale, ele o realizează și prin intermediul gustului și al mirosului plantei respective. Vorbim aici despre gustul dulce, gustul amar, gustul astringent, da? Pe care o au plantele medicinale. Și nu mai vorbim despre uleiurile volatile. Când vorbim despre uleiurile volatile, putem să ne ducem cu gânduri chiar la parfumuri. Chiar în viața noastră de zi cu zi, atunci când mirosim ceva, un parfum, da? Special care... parfumurile, din câte știu eu, provin tot din uleiuri volatile, da? Pe care le găsim chiar și în plante. Să ne gândim doar la uleiuri de trandafir, nu? Și la, eu știu, parfumurile pe bază de trandafir, care au ca origine uleiurile volatile, nu? Dintr-o plantă medicinală. Aceste uleiuri și mirosul unei plante imediat ne influențează starea psihoemoțională. Nu? Este corect? Da. Sau atunci când mirosim ceva urât, imediat ne duce cu gândul, ne poate schimba, nu, chiar din punct de vedere emoțional și chiar mental. Dar fiindcă am ieșit din perioada asta de iarnă, unde nu prea am avut plante așa decât de alea uscate sau la plic, acum, fiindcă a venit primăvara, ar fi bun de făcut câteva cure, cura de urzică, cura de leurdă, cura de păpădie, de urzică, da. De spanac. Da. Da. Păi, ca să dăm organismului, să dăm putere prin aceste plante care au într-adevăr principiile active. Ca să ne refacem după perioada de iarnă, mai întâi ar trebui cumva să, între ghilimele zis, să scăpăm de anumite tipuri de toxine, nu? Deci mai întâi aplicăm plante depurative, da? Care elimină anumite toxine, da? Și apoi să dăm plante care să ne reechilibreze, care să aducă un aport de substanțe. Nu mai spun că plantele, pe lângă anumite principii active care acționează pe aparatele și sistemele corpului nostru, să nu uităm că plantele conțin enzime, conțin vitamine, conțin foarte multe minerale. Plantele vin și cu un aport structural și energetic prin substanțele pe care conțin. Pe când, atunci când vorbim de medicamente, nu putem vorbi de un aport energetic sau de un aport structural. Nu, plantele ne și hrănesc, dacă stăm bine și ne gândim. Unele plante devin alimente pentru noi și nu doar medicamente. Da, a citit despre sucul de urzică, că este un leac pentru bolile de sânge și se spune că a fost tratată chiar și leucemia.
Și dai aici o rețetă la 100 grame de suc de urzică, se adaugă 100 grame de suc de mere, acrișoare, și se consumă toată doza odată pe zi cu 30 minute înainte de dejun. Cura de tratament durează 20 zile, după o pauză de 10 zile poate fi repetată. Da, rețete de acest gen sunt multe, nenumăroase. Cel mai important este să credem în ele, să ne documentăm asupra lor în urma unui diagnostic. Da, chiar dacă nu credem, tot are efect, dar mai mic. Medicina din ziua de astăzi, trebuie să recunoaștem că cele mai spectaculoase succese le are în punerea diagnosticului, nu? Da, da. Toată tehnologia aceasta de care beneficiem noi, toată lumea, este capabilă să determine chiar și cele mai mici dereglări din organismul nostru. Da. Despre rădăcina de păpădie, iar scrie că e foarte bună în boli de sânge, curăță sângele. Da, are o acțiune depurativă excepțională. Da. Sau pentru curățirea limfei, este o rețetă aici cu... Să o citesc? Rețeta? Da. Cu pentru curățirea limfei. Interesantă. Da. Deci pe bază de păpădie. Haideți să dăm și un exemplu. Deci într-un vas se toarnă apă de izvor sau purificată, se închide vasul ermetic și se pune la congelator, dar nu alături de carne. Când apa va îngheța, aduceți vasul la cald, scurgeți atent apa să nu se face un macerat. Așa. Da, vă sunt necesar 2 litri de astfel de apă. Timp de 3 zile repetați această procedură și pregătiți 900 ml de suc din grafuit, 900 ml de suc de portocale, 200 ml de suc de lămâie. Amestecați totul de vas cu 2 litri de apă. Dimineața pe stomacul gol se face crismă din 2 litri de apă cu 2 linguri de oțet de mere, apoi se bea 100 ml de apă cu sare Glauber dizolvată în ea. Imediat se face un duș fierbinte și pe urmă se consumă 200 ml din amestecul pregătit. Această cură se efectuează odată pe an. Această procedură, dar 3 zile la rând se face, se ia... Deci, iată, avem în această rețetă, nu? Doar... Da, numai plante medicinale și plante cu naturale. Apă. Important este să reținem un următorul aspect. Medicamentele acționează în principal și doar, putem considera acest lucru, doar asupra structurii noastre anatomice, fizice, da? Acționează între ghilimele zis mecanic, pe când o plantă medicinală acționează holistic, acționează chiar și asupra atitudinii și structurii noastre psihomentale. Da? Și foarte pe scurt, am să dau exemplu, am să citesc dintr-o carte scrisă de domnul Dorin Dragoș, Fundamentele medicinei naturale, vindecarea sufletului și a trupului prin plante, și o să aleg doar un exemplu, cum acționează sunătoarea. Da? Și o citesc de aici. Amare și astringentă este utilă când atașamentul și implicarea în evenimentele exterioare devin înrobitoare, generând suferință, durere și dezamăgire, distrugând încrederea în semeni și generând dubiu și nesiguranță, odată cu tendința de a se închide și de a se izola, de teama impresiei pe care o face celorlalți. Orientate însă benefic spre interior, aceste gusturi pe care le are sunătoarea, nu am citit tot textul, este vorba de gustul amar, gustul astringent, vor aduce detașare, cristalizare lăuntrică, regăsire de sine. Disiparea pe orizontală spre în afară este absorbită într-un avânt ascendent. Deci deducem din acest scurt fragment că o plantă medicinală, în cazul nostru sănătoarea, nu acționează doar pe structurile noastre fizice, anatomice și fiziologice. Acționează chiar și asupra ansamblului nostru psihomental și ne influențează emoțiile. De aceea putem considera că în timp folosirea plantelor medicinale poate duce în primul rând la conștientizarea cauzelor care au dus la un anumit tip de boală și ca să încheiem, că am înțeles că mai avem doar câteva minute. Că vorbim de terapia medicamentoasă și terapia cu plante, cu terapia fito...
terapia prin plantele medicinale. Ele nu trebuie să se excludă una pe cealaltă. Atunci când apare o boală printr-o simptomatologie zgomotoasă, este necesar să apelăm la medicamente pentru a ameliora simptomele, dar în continuare ar trebui să luăm în considerație și un tratament fitoterapic care să ducă în timp, nu? Și la alte tipuri de acțiuni, chiar și în corpurile noastre subtile. Pentru că, cu altă ocazie, am subliniat faptul că cauzele bolilor se află, de fapt, în mintea, în sufletul nostru, în și concepțiile noastre, în atitudini. Să ținem legătura cu medicul nostru de familie sau specialist. Da. Dar timpul emisiunii noastre a sfârșit. Mulțumesc, da, mulțumesc pentru și eu. Că m-ai ajutat aici, sper că ai spus atâtea lucruri interesante. Da? Vă așteptăm și la alte emisiuni interesante. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. La revedere!